Cum vă explicați? Explicații 100% nu am, dar ca și dumneavoastră nu pot să ignor anumite semnale pe care le primesc, anumite lucruri pe care le interpretez, faptul că mi se transmite din ce în ce mai mult că s-au coalizat cele 4-5 firme căpușă care aveau doar ele contracte preț de 15-20 de ani la Primăria Capitalei înainte să vin eu și care aveau tarife și prețuri foarte mari pe seama bucureștenilor și pe care le-am îndepărtat, înființând acele câteva companii municipale care sunt ale bucureștenilor și care lucrează pentru bucureșteni la tarife reduse și la prețuri corecte și calitatea lucrărilor, aceia s-au coalizat împotriva mea, finanțează campanii împotriva mea și inclusiv finanțează oameni politici. Firmele care au pierdut... Cele 4-5 firme care au pierdut contractele piață, ca să spun așa, cu Primăria Capitalei în momentul venirii mele, pentru că știți să nu vă sigur că ele finanțează? Sigur, sigur, sigur. Ca să sigur. Se răzbune pe... Să se răzbune pe mine și să încerce să impună un alt primar general. Și finanțează, repede, nu doar campanii împotriva mea, nu doar filaje, în dorința... Filaje ați fost filată? Cu siguranță. Când? Și la momentul potrivit voi pune la dispoziție aceste dovezi, pentru că, vă dați seama, pare că sunt singură, nu sunt singură, sunt cu oamenii. Oamenii sunt de partea mea și mulți m-au informat că au observat de câte ori merg în trafic că am în spatele meu codiță. Nu mă duc nicăieri într-un loc unde să-mi fie rușine că sunt acolo. Mă duc la serviciu și acasă. Codiță însemnând codiță, filaj? Codiță, sau... filaje, bineînțeles. Filaj. Că ei cred că cine știe unde mă duc, cu cine mă întâlnesc și ce fac. Probabil că între timp s-au plictisit de aceste filaje pentru că mă consideră prea banală, că mă duc de acasă la serviciu și de la serviciu acasă. Și acum, pentru că este și perioada de pandemie, nici măcar nu mă mai duc în parc sau la locul de joacă cu cei mici. Iar această campanie din ultima perioadă, în care pur și simplu, exact cum remarcați și dumneavoastră, se creează alianțe nefirești, alianțe contra naturii, alianțe bruște, realmente. Care nu se întrevedeau în urmă cu 3 săptămâni. Alianțe bruște, exact cum spuneți dumneavoastră. Alianțe care vor dura fix un sezon. Pentru că, repet, acum câțiva ani, domnul Negoiță îl ponegrea pe domnul Ponta și venea la mine acasă să-mi spună niciodată să nu am vreo relație politică cu domnul Ponta, pentru că este, și nu mai repet acele cuvinte, și deodată este mare prietenie, fac alianță, își fac selfie-uri, își dau mâna. Alt lucru. Dacă, bun, noi știm că în politică înghiți broaște de multe ori. Depinde ce fel de om ești să înghiți așa tot timpul broaște. Dar întrebarea este, credeți că au făcut-o împreună dintr-un calcul pe un interes comun sau i-a pus cineva să o facă? Când ești major, vaccinat, și dacă nu ai prea mulți scheleți în dulap, chiar dacă te obligă cineva, trebuie să raționezi. Că nu, okay, trebuie să raționezi și okay, nu să execuți comanda. Alianțe, poate fi scheletul sau scheleții din dulap? Pot să mă întreb. Pot să mă întreb dacă ești, repet, matur, vertical, nu ai nimic de ascuns, de ce te-ar obliga cineva, cu ce te-ar putea obliga, cu ce te-ar putea intimida, cu ce te-ar putea, dacă tu ești curat ca lacrima, cum spui. Ești cel mai curat, cel mai transparent, cel mai legal, cel mai muncitor. Politic, atunci, la nivelul care e vulnerabilitatea? Înseamnă că sunt niște asta. Vulnerabilități, înseamnă că sunt niște secrete și ar trebui ca oamenii să le știe. Explorăm toate variantele teoretic posibile. Dar întrebarea e așa, o alianță de centru-stânga cu partidele acestea care nu sunt împreună în alegeri ar fi însemnat probabil o chestiune foarte greu de învins într-o bătălie electorală, adică Pro-România, PSD, dacă făcea o alianță. E, de la discuția cu alianța asta, ce să vezi, ajungem fix în partea alaltă. Și când se întâmplă asta? Înainte de...